Bună seara, vă spunem din nou aici de la standul editurii Herald, la ultimul eveniment care încheie șirul, seria evenimentelor lansărilor de astăzi, sâmbătă 23 noiembrie, în penultima zi de târg Gaudeamus. În colecția Arhetip vom lansa o carte, este vorba despre Misterele femeii, Esther Harding, în colecția Arhetip a editurii Herald, iar evenimentul din această seară l-am intitulat Misterele femeii, simboluri și arhetipuri ale feminității. Invitații noștri, profesor universitar, doctor, psihoterapeut, formator junghian, președinte ARPA, doamna Mihaela Minulescu, Monica Găitănaru, psihoterapeut și analist junghian, Gabriela Deniz, psihoterapeut senior, senior editor Herald și curator al colecției Arhetip. Nu în ultimul rând, lângă mine, prietenul meu, traducătorul George Arion Junior. Vorbeam ieri, dacă nu mă înșel, sau la un alt eveniment, cât de mult ți-a plăcut această carte și cu ce bucurie, entuziasm, pasiune ai tradus această carte, Misterele femeii, de Esther Harding, în colecția Arhetip a editurii Herald. Carl Gustav Jung începe descrierea acestei cărți în prefața pe care o semnează, pornind de la ideea de arhetip. Cartea este o încercare de a prezenta anumite fundamente arhetipale ale psihologiei feminine. Doamna profesor Mihaela Minulescu, în calitatea noastră de profesor, în ce fel v-a impresionat această carte? Ce anume credeți că oferă ea valoros cititorilor, mai ales ale acelor cititori care sunt pasionați de titlurile din colecția Arhetip? Și aici aș face o mică referire la un alt titlu care pe mine unul m-a impresionat, m-a marcat foarte mult. Este vorba despre simbolismul corpului uman de Alic de Suzanne. Seara și vă mulțumesc tuturor că sunteți prezenți și celebrăm împreună misterele feminine alături de misterele masculine. Pentru că, într-adevăr, lumea arhetipală este o lume fundamentală, e matricea formativă de unde pornește totul, a pornit totul și ne formează și pe noi și ne împinge spre a ne forma în interior fiecare conform destinului, conform întâmplărilor cu care se întâlnește în viață. Pentru că ați întrebat ce este cu această carte. Această carte este scrisă de una din terapeutele, analistele formate de Jung, doamna Harding, alături de Marie-Louise von Franz. Și vă felicit că ați reușit să traduce și din Marie-Louise von Franz și din Harding. Și de Tony Wolf, Jung a lăsat pe aceste trei doamne să scrie despre feminitate. Pentru că din orientarea analitică avem masculinitatea și feminitatea și a considerat că este cel mai corect ca structurile feminine să fie descifrate de o analistă feminină. La fel, și vorbesc aici de Tony Wolf. La fel, această carte vorbește despre bazele sau fundamentul, modul cum există feminitatea în lume. Și acest mod poate fi studiat apelând la ceea ce omul din vechime a proiectat. Nu avea o gândire atât de elaborată ca și gândirea secolului 20, și atunci ceea ce a proiectat a venit din interiorul lui și miturile și basmele sunt o astfel de proiecție a lumii formative, a datelor fundamentale, a resurselor formative pentru spiritul uman. Și ceea ce este splendid în această carte este felul în care Harding vorbește
cuvinte despre feminitate, asociind-o cu conștiința lunară, cu luna. Dacă ne uităm, de exemplu, la finele cărții, găsim cuprinsul. Și în cuprins este vorba despre modalități diferite, din diferite mitologii, de a surprinde ceea ce omul a intuit în legătură cu luna ca o conștiință a emoționalității și a sufletului. Dacă mintea masculină este despre rațiune, despre modul de a pune ordine, clarificând la fel ca și lumina solară, sufletul feminin este despre emoționalitate, despre capacitatea de a dărui, despre capacitatea misterioasă de a iubi, pentru că nu e vorba numai de iubirea pasională, este vorba despre iubirea fundamentală pentru tot ceea ce este vin. Din cauza asta, de exemplu, dacă ar fi să facem o analogie pe care o face autoarea cu fazele lunare, ne aflăm la început, nu? Craiul nou. Craiul nou este o Artemis, o core. Sunt zeițe virgine, zeițe splendide, dar care nu reușesc să treacă de acest moment. Avem luna plină, nu? Este o lună puternică, creatoare, este fecundă, este Marea Mamă, că este Hera, soția zeilor, că este Sibele sau o altă zeiță fundamental feminină care creează Demeter, de exemplu, mama lui Core. Atunci ne imaginăm, nu, deplinătatea misterelor corporalității care țin de legea naturii, misterelor naturii. Și ajungem încet, încet spre decărbitudinea lunii, nu? Când luna începe să se stingă și la un moment dat chiar dispare de pe firmament. Dispare. E noapte adâncă și dacă suntem pe câmp nu vedem nimic. E un mister al întunericului de plin. Nici măcar o luminiță în afară de luminițele interioare. Este Hecate. Este o zoiță exact a misterului. Pentru că în această plecare în lumea de dincolo, Hecate e reprezentanta misterelor lumii de dincolo. Și după aceea ciclu Serea. Și deci avem misterele ciclicității. Toate aceste lucruri sunt prezentate prin prisma diferitelor mitologii de către Harding ca fiind o întrupare, nu? La nivelul mitologic a diferitelor nu numai faze ale feminității, ci a felului cum crește feminitatea, cum apare misterul naturii, cu legile naturii, care uneori e greu de descifrat. Mai există totdeauna încă ceva de descifrat și acum și cum se pierde în întunericul nopții. La fel ca și ciclicitatea lunară, este și ciclicitatea solară. Și avem fratele Soare și sora Lună, care nu se întâlnesc niciodată, pentru că dacă s-ar întâlni, s-ar sfârși lumea, nu? Pentru că fiecare își face ciclu respectiv de răsărit, apogeu și descindere în infern, în dincolo, înăunde, în timp ce celălalt răsare, dar împreună formează un tot. În ultima instanță, acesta este misterul cel mare, felul în care feminitatea și masculinitatea, ca și complementaritate, din păcate uneori ca și opoziție, sunt împreună și formează întregul. Da, iar nu se aude, se aude? Gabriela Denis, aș vrea să ne vorbești puțin despre această colecție, despre colecția Artepic, despre câteva din titlurile apărute și de ce este importantă această colecție în portofoliul Editurii Herald. Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți aici într-un număr atât de mare. Colecția Arhetip împrumută ceva din spiritul pe care noi îl cultivăm aici la Editura Herald. Are o anumită viziune, așa cum avem
această viziune despre ce înseamnă colecțiile Herald. Cumva să intrăm în profunzim, să coborâm către acele matrice, cum spunea și doamna Minulescu, arhetipale ale ființei umane, ca apoi să urcăm către zona noastră de conștiință, către ceea ce suntem noi în realitate, în relație cu ceilalți și în relație cu lumea aceasta materială și foarte reală. Este un proces, e nevoie de foarte multă trudă ca să aduci din adâncurile tale conținuturi, să le treci prin toate matricele tale, cum vorbea și cum spunea și Anic de Suzanel în cartea ei Simbolismul corpului uman, și să poți să le aduci în lume, să le poți folosi în relație cu ceilalți și în viața ta de zi cu zi. Care este mult mai banal, am putea spune, este o viață care poate nu fascinează atât de mult, și atunci cum îi dai sens? Tocmai acest proces de a căuta în tine conținuturile profunde și a le munci prin relațiile tale cu ceilalți și cu lumea, tocmai aici este sensul pe care poți să-l pui în viața ta de zi cu zi, în cotidian. Și atunci colecția Arhetip a încercat să pună la un loc titluri care să ne ajute în această misiune a noastră, în această călătorie. Și cred că una din cărțile care au însemnat până la urmă o împlinire pentru această colecție a fost Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, unde avem în paralel, să spun așa, cu această carte, Misterele femeii, avem povestea eroului. E adevărat că eroul poate fi și o eroină, nu numai un erou, dar așa cum suntem noi obișnuiți, mai ales în cultura noastră vestică, de obicei, eroul care pleacă în lume să salveze până la urmă propria lui feminitate, acea zona lui de vulnerabilitate în lume, este văzut de cele mai multe ori ca fiind un erou masculin. Și atunci multe povești, bazme, multe legende, povești mitologice, ne înfățișează eroul ca fiind acel aspect masculin. E adevărat că este acel aspect masculin din noi toți. Este acel aspect din noi care este chemat, exact cum zice și Joseph Campbell, în această călătorie de regăsire și de reîntregire. Venim apoi cu Anic de Suzanel, Simbolismul corpului uman, unde doamna de Suzanel a reușit să interpreteze într-un limbaj psihologic miturile biblice folosindu-se de cheia cabalei, și am ajuns în cele din urmă la Marie Esther Harding, care ne introduce în aceste mistere feminine. Și pentru mine, așa ca și pentru mulți alții, când am deschis prima oară această carte, a fost o surpriză. O surpriză absolută și o mare plăcere. Fiindcă, poate când te gândești la simbolurile lunii, nu ai atât de multe așteptări. Te gândești că simbolurile lunii poți să le interpretezi în câteva chei și să descoperi acolo câteva lucruri frumoase despre ce înseamnă luna în cultura omenirii și în religie. Dar când citești această carte, îți dai seama că, de fapt, simbolistica lunii înseamnă cam tot ce înseamnă religie în lume, în momentul acesta. Simbolistica lunii e poate cheia de la care marile mituri ale este baza pe care marile mituri ale lumii s-au fondat. Și vă invit să citiți cartea pentru a avea acea surpriză ca și mine și vă invit să explorați cu mintea deschisă și nu numai cu raționalul, ci efectiv cu sufletul și cu partea noastră de emoție, să înțelegeți până la urmă toată această invitație a lui Esther Harding către a ne descoperi emoțiile. Și aș vrea să mai adaug referitor la această carte, este că poate că este cartea cea mai veche, pentru că este o carte care a apărut la începutul secolului trecut, în 1932, dacă țin minte foarte bine, despre maturitate emoțională. Acea maturitate emoțională și acea inteligență emoțională care este un subiect absolut actual în momentul acesta.
Așa, veți vedea cât de frumos ne vorbește Maria Esther Harding despre maturitatea emoțională și câtă nevoie avem de a ne înțelege pe noi înșine și a ne aduce și viața emoțională la nivelul dezvoltării noastre intelectuale și cognitive. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Denis, și aș mai completa, doamna Milescu, dacă vreți să... Nu? Când vreți, fără niciun fel de problemă. Eu aș mai completa la titlurile invocate puțin mai devreme de Gabi, pentru că tot l-a pomenit pe Joseph Campbell și căi ale fericirii, pe lângă eroul cu 1000 de tipuri și căi ale fericirii, o carte cu totul și cu totul superbă. Monica, de ce este valoroasă o astfel de abordare arhetipală a psihologiei feminine? O abordare care se referă la aspecte istorice, contextuale, mitologice pentru femeia modernă și pentru societatea noastră de azi, în care ritualurile și misterele antichității par să aibă totuși ecouri aproape inexistente, ceva ce s-a petrecut de mult și probabil că acele ecouri nu rezonează până azi. Mulțumesc pentru întrebare. Înainte de a răspunde la această întrebare, vreau să vă mărturisesc, să vă împărtășesc, că sunt foarte emoționată și onorată să fiu aici lângă doamna profesor, care recunosc este cea care mi-a deschis mie personal poarta templului spre lumea arhetipală și de atunci această călătorie este pentru mine una plină de surprize, este una fascinantă și sunt plină de recunoștință pentru tot ceea ce am primit de la fiecare dintre călăuzele mele pe acest drum. Acum, revenind la întrebare, care este o întrebare foarte bună, la ce ne-ar mai putea ajuta pe noi astăzi, cunoașterea acestor elemente aproape arheologice, pentru că este vorba despre o întreagă muncă de arheologie pe care o face Esther Harding în această lucrare, la nivelul inconștientului colectiv, la nivelul vechilor mitologii, vorbind despre toate aceste zeități lunare, vorbind despre culturile lor, despre ritualurile lor specifice, însă femeile iubesc și astăzi. Femeile au practic aceleași procese de transformare, atât în corpul lor, cât și în sufletul lor, în psihicul lor. Și mi-a plăcut foarte mult, m-a impresionat și m-a atins în mod aparte, modul în care vorbește ea despre ceea ce numește feciorie psihică, feciorie sufletească, pentru că recunosc de câte ori am citit despre acest arhetip al fecioarei în alte lucrări, tot de specialitate, era tratată într-adevăr din această perspectivă mai degrabă a femeii încă neinițiată, să zicem, însă felul în care este tratată această feciorie psihică, sufletească în această carte, este ca și când acea femeie care poate să fie cu adevărat numită fecioară, este doar femeia care s-a nuntit, s-a unit cu zeul din interiorul ei. Este femeia care a cunoscut acest zeu, acest sine, această parte sacră din miezul ființei ei. Abia atunci poate să capete titulatura de fecioară. Și este acea femeie stăpână pe propriul eros de care se lasă stăpânită. Este acea femeie stăpână pe propria sa libertate. Este femeia care și-a cucerit autonomia fiind în contact cu identitatea ei profundă, cu toate fațetele feminității pe care le poartă în interiorul ei, cu toți germenii și cu toate semințele fertilității. Pe toate planurile femininului, pentru că fertilitatea nu este doar aceea a pântecului, ci este și aceea a inimii, pentru că germinăm și emoții, germinăm și idei, germinăm vise, germinăm emoții, proiecte frumoase. Solul
Duhul sufletului nostru o mulțime de semințe care așteaptă să fie aduse pe lume, iar luna și legătura pe care femeile o pot avea cu ea este și rămâne această zeiță a fertilității, acea zeiță plină de rouă, cum mai erau supranumite Iștar, Artemis și toate celelalte zeițe lunare, pentru legătura pe care ele o au cu apa, cu umiditatea, cu adâncurile fertile, care pot să fie atât ale solului, în calitatea lor de zeițe agricole, dar pot să fie și solurile fertile ale sufletului nostru. Fiecare dintre noi avem vise pe care vrem să le zămislim și să le aducem pe lume. Ca atare, această relație, această cultivare a propriilor ritualuri personale în legătura noastră cu luna pot fi cât se poate de benefice și de inspiratoare. Foarte interesant, ca o paranteză, mi s-a părut faptul că am întâlnit printre ritualurile evocate în această lucrare și destul de multe asemănări cu vechi ritualuri tradiționale românești, cum vorbeam și mai devreme, care fac parte și din tradițiile noastre populare și care probabil că sunt absolut universale, răspândite poate în toate culturile, inclusiv acelea care au legătură cu roua și cu băile de rouă, care se făceau și la noi, se făceau în anumite dimineți, ale anumitor sărbători, cu diferite tâlcuri și dichisuri specifice pe care poate bunicile noastre le mai pot încă povesti. Cam asta ar fi, în linii foarte mari, ceea ce cred că încă mai pot femeile să învețe din relația lor cu luna și cu vechile zeițe deschise atât de frumos în această lucrare despre misterele femeii. Mulțumesc! Aș adăuga totuși puțin realism în aceste mistere. Respectiv, dacă ar fi să ne uităm ce s-a întâmplat cu Artemis și cu Coren, care erau zeițe în fecioară și care trăiau în această libertate interioară absolută, vedem că nu s-au întâmplat chiar cele mai bune lucruri de pe lume. Că undeva, în momentul când au intrat în tridimensional, respectiv în viața reală, această legătură particulară și fundamentală și profundă cu zeul interior a cam trădat ce viața, pentru că Artemis a avut o singură mare iubire pe care a sacrificat-o de dragul naturii și a sacrificat iubitul pe Acteon. Încă din greșeală acesta reușise să vâneze, era vânător, căprioara ei favorită. Deci nici emoționalitatea nu trebuie privită numai sub aspectele ei misterioase și ample și fascinante, dacă nu este cumva luată și în control. Pentru că mânia, de exemplu, face parte din emoționalitate, frica face parte din emoționalitate, anxietatea face parte din emoționalitate, dar asta nu înseamnă că ne face fericiți. Dacă nu reușim să ne controlăm fricile, furile și mâniile. Deci, din punctul acesta de vedere, cred că miturile sunt foarte profunde și ne dau indicații în toate direcțiile prin care ne putem cu adevărat, femei și bărbați, dezvolta în această lume în care existăm, în această lume tridimensională. Și spun femei și bărbați, pentru că feminitatea face parte și din lumea întreagă a masculinității, la fel cum rațiunea, ordinea, face parte și din lumea întreagă a feminității. Deci nu trebuie să rămânem numai acolo, făcând ritualuri mai mult sau mai puțin păgâne și nu esențializându-ne în relație cu omul și cu viața reală, respectiv cu omul de alături, cu dânsul, cu dânsii. Mulțumesc foarte mult, doamna Minulescu. Aș vrea să-l întreb și apoi să revin cu o întrebare, de fapt o curiozitate de-a mea, legat de carte și legat în general de ideea de feminitate. O să revin la Monica. George, cum ți s-a părut această carte?
comparativ poate cu ceea ce ai mai tradus tu sau ceea ce ai tradus la editura Herald, The Big Picture, Marele Tot al lui Sean Kenner din Sean Carroll din colecția Matesis sau Henry Ford, iată în colecția Autobiografia, acum în colecția Arhetip, Misterele femei. Bună seara, bine ați venit. Pot să o compar numai în retrospectivă, pentru că asta de fapt a fost prima carte cu care am început colaborarea la editura Herald și mulțumesc Gabriele că a avut încredere să-mi dea acest proiect ca, să spun, să-mi fac mâna într-un fel. N-a fost o carte ușoară deloc, ea e plăcută, e foarte plăcută pentru că și engleza în original e foarte curată și oricum dacă ești pasionat de mitologie, de arhetipuri, de psihologie în general, e o plăcere să o citești, doar că pentru mine punerea, transpunerea în limba română a prezentat niște dificultăți, sper că nu și la redactare foarte mari, dar da, a fost într-adevăr plăcut pentru că cu fiecare pagină învățam ceva nou, mi s-a părut incredibil cum să spun, te poartă din cel mai concret moment al existenței până la un nivel foarte, foarte abstract în carte, dar tranziția e foarte plăcută și nu te simți niciodată că ți se vorbește de sus sau e foarte accesibilă și foarte plăcută. Da, e foarte diferită de celelalte pe care le-am tradus pentru că este psihologie și e și dintr-o perioadă, poate ca perioadă se apropie de autobiografia lui Ford, să spunem. Dar e o carte foarte umană, cred. E foarte umană și e foarte important lucrul ăsta pentru că, nu știu, într-o piață de carte unde, să spunem, cărțile non-fiction par un pic redactate sau scrise de niște roboți, asta e o carte foarte umană și chiar am simțit că mă atinge la un nivel mult mai profund decât oricare alta, să spun. Mulțumim foarte mult. Oricum, mă gândesc că cărțile de spiritualitate, cărțile de psihologie, de psihoterapie și așa mai departe, din zona aceasta, trebuie să aibă până la urmă o doză de umanitate. Revenind la curiozitatea și la întrebarea mea, Monica, pe măsură ce vorbea și doamna profesor Minulescu, pe măsură ce vorbea și Gabi, colega mea și tu, m-a dus cumva cu gândul toată discuția apropo de mituri feminine, de arhetipuri și așa mai departe, la un eveniment pe care am avut onoarea să-l prezint, să-l moderez la Sala Radio în primăvară, Venus Fest, da? Unde au venit speaker foarte buni și au vorbit despre sacrul feminin și despre tot ceea ce înseamnă feminitate. Și mă gândeam, în momentul de față, cumva referitor și la întrebările mele anterioare, femeia modernă, femeia contemporană, preluând cumva din rolurile masculine, care poate în antichitate sau cu ceva sute mii de ani în urmă erau foarte bine delimitate, preluând aceste roluri, vedem femei, nu știu, politică, vedem femei implicate din punct de vedere social, educațional, în toate sferele vieții noastre de zi cu zi. Prin asta nu cumva, doar o întrebare, încerc să nu generalizez, nu și-a pierdut puțin din zona aceasta de feminitate, din zona aceasta de sensibilitate, din ceea ce ea avea în urmă cu mii de ani și poate acum lasă doar senzația că nu mai are sau că nu mai găsim noi, repet, preluând o parte din rolurile masculine. Depinde foarte mult cum ne raportăm la feminitate. Unul dintre arhetipurile feminine fundamentale este și acela al Amazonei. Femeia capabilă să lupte, femeia rațională, femeia cu strategii foarte bine elaborate, femeia care poate oricând să-și argumenteze părerea. Femeia puternică și independentă, că tot e o sintagmă la modă, nu? Iată.
în anumite zone pare să fie mai degrabă exacerbată această dimensiune de amazoană a femininului, mai ales atunci când femeia este în funcții de putere, însă asta nu o împiedică să lucreze și să-și conștientizeze și celelalte dimensiuni ale feminității sale. Și aici vorbim și despre mamă, vorbim și despre iubită, despre seducătoare, despre hetairă, vorbim și despre partea ei de mediatoare și de preoteasă. Toate acestea sunt fațete ale femininului și femeia are cumva datoria să și le onoreze pe fiecare în parte, să le rafineze, să le cizeleze de-a lungul vieții ei, evident, ținând cont și de ceea ce este cel mai propriu și mai specific naturii ei personale, specifice, vorbind de fiecare individ în parte. Dar da, sunt femei care au capacitatea de a fi foarte buni lideri și foarte bune amazone. În afară de ceea ce ai spus tu, Monica, care este așa și este, sunt structurile născute ale feminității, la care putem avea acces fiecare dintre noi cu multă ușurință, dacă ne dăm puțină ușurință. Mai există și situația paradoxală, în care psihicul feminin, eul conștient feminin, preia masculinitatea, nu preia feminitatea interioară. Și feminitatea interioară rămâne undeva în inconștient, pierdută, nevalorizată în viața acelei femei. Și textul tipic pentru astfel de feminitate, fie că ea este șeful unui partid sau șeful unei instituții sau nu este șeful instituției, e șeful acasă, este femeia animus, deci femeia masculină. Dar asta este deja o parte de psihopatologie în sensul real, nu în sensul psihiatric. Deci, în sensul pierderii rolului și rădăcinii fundamentale și împrumutării din diferite cauze a rolului masculin ad literam. La începutul cărții, în introducere, Maria Esther Harding abordează chiar acest subiect, pentru că observă că atunci, la începutul secolului 20, foarte multe femei intrau în lupta aceasta, în curentul feminismului și își doreau foarte mult să aducă la egal statutul lor, dar și rolurile, la același egal cu rolurile masculine. Și Esther Harding face această analiză și ne vorbește foarte frumos despre ce înseamnă de fapt a fi o femeie puternică, adică a fi cumva întreagă și tocmai cred că ăsta este subiectul acestei cărți, cred că acesta este și tema cărții lui Esther Harding. Între a fi o femeie care își asumă până la urmă toată această parte din interiorul ei, care înseamnă și feminitate și masculinitate, dar printr-un proces autentic de descoperire și de punere a acestor valori în viața de zi cu zi, și acele femei care își doresc să fie bărbați. Adică nu neapărat că își doresc în sensul acesta direct, conștient, de a-și dori să fie, dar de a fi efectiv, de a îmbrăca rolurile lor, de a avea puterea lor. Și modul în care ele acționează în lume este cumva rupt de natura lor autentică. Și lucrul acesta se vede în relația lor în relațiile lor de familie cu soțul, în relațiile lor cu copiii, cu proprii copii, unde ele nu se mai lasă ghidate de acel instinct al maternității în a-și crește copiii. Și chiar spune Esther Harding, și mi se pare foarte valoros chiar și astăzi pentru noi, caută soluții în cărți sau caută soluții la doctori și la alți oameni despre cum să-și crească copiii. Pentru că le este foarte greu să-și acceseze acea zonă de relație autentică cu propriul copil, de a fi cu propriul copil. Există informații reale, există informații absolut prețioase pe care le găsim în cărți, există informații prețioase pe care le luăm de la doctori și de la specialiști, însă modul în care trebuie să le luăm, spune Esther Harding, este trecându-l prin propriul nostru filtru, prin ceea ce simțim noi și ceea ce este până la urmă pus acolo noi de natura noastră umană, ca să putem să ne dăm seama ce anume este de fapt bun și ce nu este din ceea ce aflăm din jur și
sociu. Adevărul că este o sarcină foarte grea, pentru că sunt sute de ani, sunt mii de ani de când egalitatea celor două, complementaritatea celor două părți, feminin și masculin, a fost distrusă. Și atunci s-au adunat foarte multe transgeneraționale de-a lungul generațiilor, foarte multe lucruri care emoționale, care se văd și în proverbe, și în modul în care mamele își cresc băieții și își cresc fetele, dorindu-și mai degrabă ca fetele să devină puternice decât să devină și feminine. Pentru că există această luptă, am spus antagonism, nu complementaritate, între feminitate și masculinitate. Și asta este ceea ce avem, dintre altele, de vindecat în acest secol 21. Să nu mai fie un antagonism, să lăsăm partea structural sănătoasă și feminină și masculină să existe, să manifeste și în celălalt și în noi înșine. Mulțumim foarte mult, doamna profesor Minulescu. Cu mesajul haideți să descoperim împreună misterele femeii, citind această carte superbă, Misterele femeii de Mary Esther Harding, în colecția Arhetip a editurii Herald. Le mulțumesc invitațiilor mei din această seară pentru că au fost alături de noi și dumneavoastră pentru că ați stat până la final la acest eveniment, Misterele femeii, simboluri și arhetipuri ale feminității. Eveniment prilejuit de lansarea cărții Misterele femeii în colecția Arhetip. George Arion Junior, Monica Gaetanaru, doamna profesor Minulescu, colega mea Gabriela Denis. Încheiem această seară cu arhetipuri, încheiem această seară într-o aură, așa să spunem, de mister în ceea ce privește femininul și, bineînțeles, o vom deschide mâine, duminică, în ultima zi de târg, cu primul eveniment la ora 12 aici, la standul editurii Herald, în colecția Biblioteca Orientalis. Alte mituri, vom vorbi despre alte mituri și alte arhetipuri, mitul lui Isis, mitul lui Osiris, da? Deci vă așteptăm și mâine la ora 12 aici, la standul editurii Herald. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă în continuare.